De ce v-a luat poliția? Poliție Pitești, împreună cu polițiștii din cadrul secțiilor 1-3 Poliție Pitești, au organizat o acțiune în urma căreia au reușit prinderea în flagrant a două persoane, doi bărbați de 31 și de 37 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia ar fi sustras mai multe componente exterioare de la autoturisme de pe raza municipiului Pitești. Cei doi bărbați au fost încarcerați în arestul IPJ Argeș pentru 24 de ore. La această acțiune am beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul DGPMB București și Direcției Operațiuni Speciale București.